Președintele Klaus Iohannis a declarat săptămâna trecută că este aproape hotărât să convoace referendum în ziua alegerilor europarlamentare, 26 mai. Păreri pro și contra au apărut imediat, iar cei de la ALDE Mehedinți consideră că acest pas făcut de președinte nu este necesar, ba mai mult va costa mulți bani. Niciodată, indiferent de numele pe care îl va avea șeful statului, niciodată nu o să negăm o prerogativă constituțională și îi recunoaștem președintelui Iohannis, președinte în funcțiune, dreptul de a consulta Parlamentul și apoi de a demara procedurile pentru organizarea unui referendum, dar ne vedem obligați să avertizăm electorii cu privire la câteva aspecte. În primul rând, trebuie spus că referendumul pe care președintele vrea să îl convoace pentru 26 mai nu are caracter obligatoriu. Nu se poate pune un semn de egalitate între, de pildă, referendumul care a fost în luna octombrie anului trecut, care viza validarea unei modificări aduse Constituției, cu un referendum pur consultativ. Articolul 90 din Constituție, care îi permite președintelui să organizeze astfel de referendumuri, nu indică, spre deosebire de celelalte articole 95 și 151 din Constituție, nu indică un caracter obligatoriu al unui astfel de referendum. Per a contrario, este clar că caracterul este unul consultativ, are aceeași natură juridică, dacă vreți, cu referendumul organizat de președintele Băsescu acum câțiva ani cu privire la numărul de camere pe care să le aibă Parlamentul și la numărul de parlamentari. Ceea ce înseamnă că din start trebuie știut că se vor investi niște bani, chiar dacă se organizează odată cu un tur de scrutin, dar se vor investi niște bani într-o problemă care, din punctul nostru de vedere, ar aparține mai degrabă Parlamentului. Pentru că legile, modificările la legile justiției, sunt tot o formă de exprimare a voinței populare, pentru că au fost votate în Parlament de către partidele care asigură majoritatea. Avocatul Noel Negrea consideră că demersul președintelui Klaus Iohannis privind referendumul este un electoral, totul în avantajul PNL. Este un evident demers electoral al președintelui, care se erijează într-un motor pentru Partidul Național Liberal. În condițiile în care, nu doar la nivelul României, ci la nivelul majorității statelor membre, s-a constatat în ultimii ani o participare scăzută la alegerile europarlamentare, pentru partidele care nu au structuri foarte puternice în toate comunele, poate să fie o problemă prezența scăzută la vot. Și atunci, președintele consideră că, organizând un astfel de referendum, cu siguranță va putea să mobilizeze mai degrabă electoratul de dreapta. ALDE și PSD merg separat la europarlamentare, chiar dacă sunt împreună la guvernare. Despre prezența candidatelor Norica Nicolai și Renate Weber pe listă, președintele Organizației de Femei ALDE Mehedinți spune că astfel se demonstrează dorința partidului de a implica femeile cât mai mult în politica românească și europeană. ALDE pune foarte mult preț pe participarea femeilor în politică la ora actuală și în virtutea acestui lucru, iată, avem două candidate de mare valoare, pe doamna Norica Nicolai, care este o femeie de o ținută foarte importantă și cu o pregătire profesională de excepție, și doamna Renate Weber, care de asemenea este europarlamentar și de la care avem așteptări foarte mari și credem că ne va putea duce mesajul nostru în continuare. Despre scandalul nou apărut între președinte și premier și anume mutarea ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, ALDE Mehedinți cere ca o soluție corectă să fie luată în CSAT. Competența cu privire la stabilirea sau mutarea ambasadelor este una partajată. Pe de o parte există un punct de vedere al Ministerului de Externe, dar hotărârea se va lua în CSAT. Acum, sigur că da, se va lua de către toți factorii, președinte, Ministrul de Externe. Mi-e foarte greu să vă spun și pentru că nu suntem, mă rog, nici doamna Ciobanu și nici eu mari specialiști în politică externă, dar să știți că dintr-o perspectivă istorică sau, dacă veți, istorico-politică, într-adevăr, Ierusalimul este și, mă rog, a fost și rămâne capitala statului Israel. La urma urmei, Israelul este cel care, sau guvernarea din Israel, cea care ar trebui să stabilească unde și-ar dori ambasadele. Luarea de poziție a doamnei Dăncilă nu este una singulară. Ați putut observa că noi am primit un sprijin
poate neașteptat și foarte important din partea administrației Trump. Vicepreședintele Americii Mike Pence chiar a felicitat-o pe Viorica Dăncilă pentru curajul de a spune că România este gata să-și munte ambasada la Ierusalim. Sigur, întotdeauna e veșnica problemă de politică externă. Oricum cineva va fi nemulțumit. Îmi pare foarte rău și sunt convins că sunt în asentimentul colegilor, îmi pare foarte rău că acea vizită a regelui n-a mai avut loc, pentru că urmau să fie încheiate și niște parteneriate strategice, să o spunem pe data, cu un stat important, foarte bogat și foarte important.